Astăzi, la Curtea Apelului Timișoara a fost primul teren în dosarul Sorin Frunze Verde și Gheorghe Ionin. Bineînțeles că au fost audiați cei doi inculpați și au spus poziția procesală pe care au avut-o și în probațiune am solicitat, conform dispozițiilor deciderii Curții Constituționale 51, să vedem cine au făcut acele înregistrări. Atât înregistrarea ambientală, cât și înregistrările de telefon. Curtea de Apel Timișoara ne-a admis această cerere, urmând ca până la anul viitor direcția anticorupție să spună punctul de vedere referitor la aceste înregistrări, de cine au fost efectuate, de către SRI sau de către organele abilitate din cadrul dumnealor.